știrile spațiale spun că NASA și SpaceX se întrec în a cuceri planeta roșie. Noi, aici, pe Pământ, am cucerit deja canapeaua roșie. Ea se vede foarte bine și din spațiu, dar ne-au rugat să mutăm poziția canapelei pentru a se auzi mai bine. Ne-am așezat după coordonatele trimise de ei, adică 44 de grade 26 de minute 4 secunde latitudine nordică și 26 de grade 31 de minute și 8 secunde latitudine estică. Noua locație este în epicentrul târgului Agriplanta Romagrotec. Aici suntem bine văzuți. Relaxează fermierul din tine! Cosmin, bine ai venit la relaxare! Te văd totuși îngrijorat. Ce te frământă? Gabi, mi-aș fi dorit ca lucrurile care mă îngrijorează să fie puține, însă, din păcate, situația este cu totul diferită. Văd cu îngrijorare eu și foarte mulți fermieri ce tendințe sau cum se va adapta agricultura românească în acest context european în care toată lumea vede lucrurile eco, vede lucrurile green, însă, din păcate, lucrurile la talpa plugului stau altfel. Și ca să nu lungim, cu toții știm ce vrea să anunțe noul Green Deal, minus 50% pesticide, minus 20% îngrășăminte. Sunt foarte curios cât de fezabile sunt aceste lucruri în contextul în care observăm că populația este într-o continuă creștere, iar bineînțeles că și nevoia pentru hrană cunoaște același trend. De ce vezi așa? Păi, ce să spun, mi-aș fi dorit ca opinia mea să fie altfel, însă din păcate suntem la coada clasamentului. Discutăm despre o reducere cu 20% a îngrășămintelor. Te întreb și stau și mă gândesc, eu și foarte mulți fermieri, suntem pe ultimul loc, consumăm media de azot, substanță activă aplicată la hectar în țara noastră, este, atenție, 46 de kilograme substanță activă la hectar. În condițiile în care consumul pentru obținerea unei tone de porumb este de 27. Stai și te întreb de ce Franța are media 8 tone la hectar și România are 4, să știi că de cele mai multe ori vina nu este în exclusivitatea secetei. Dacă trecem în extrema cealaltă, reducerea cu 50% a pesticidelor. Cine crede că o plantă nesănătoasă și o plantă mai prost hrănită va putea rezista în contextul acestor schimbări climatice? Vezi și tu, suntem în luna mai și aici cât a plouat? 6 litri. Ți se pare normal? Crezi că o plantă care nu este hrănită și nu este sănătoasă rezistă mai bine, spre deosebire de una care cât de cât respectă un program fitosanitar? Îți spun eu că nu. Cum vezi o rezolvare? Rezolvarea este ca aplicarea acestor politici să fie una echitabilă? Echitabilă, dacă mă întreb pe mine, în funcție de specificul fiecărei țări. Și exemplul cel mai simplu este următorul. Media la nivelul Uniunii Europene de consum de pesticide este de 2,6 kg la hectar. Știi cât are România? 600 de grame. Și atunci vin și te întreb, de unde reducem? Sau cine este etalonul pe care îl luăm? Pentru că Franța și Germania au un consum de peste 3 kg. Cu toate astea, agricultura României este una foarte scindată. Avem ferme performante unde tehnologiile care se aplică sunt de top, dar avem și foarte multe ferme care practică în continuare o agricultură de semisubzistență, dacă vrei. Cu toate astea, nici în acele ferme performante, cantitatea de pesticide nu depășește 1,2 kg la hectar. Deci, iată, jumătate din media Uniunii Europene. Chiar dacă pot spune că am fost la o ședință de relaxare, de terapie, deja m-ai provocat cu aceste subiecte și cred că o să plec puțin mai nervos de față de cum am venit. Însă nu pot decât să-i îndemn pe toți fermierii să ne întâlnim aici, să socializăm, pentru că după 2 ani de pandemie, cred că socializarea asta ne-ar face puțin bine și la psihic și la tot. O să scot o sticlă de vin și îți promit și un masaj, astfel încât măcar să nu pleci mai supărat decât ai venit. Ar fi ideal. Relaxează fermierul din tine.